Bună ziua! Mai avem, înțeleg, doar 8 zile de campanie sau 9. Și cred eu că cumva începe să se facă curat. Curat cum v-au păcălit că sunt cei de la USR Plus. Curați. Niciunul de la USR Plus nu este curat. Cei curați din aceste două formațiuni, ONG slash politice, au plecat. O parte din cei curați care au crezut au fost în stradă, printre cei 200 de mii, iar restul au plecat din acest partid ONG. De ce au plecat? Păi și-au dat seama că nu e așa curat. În aceste formațiuni create, nu? Pentru a manipula populația că politica poate fi pură. Nimeni nu poate fi pur în politică. Există doar politicieni care, mă refer astăzi, în 2020, da? Politicieni care fură, care fac trafic de influență, care practică prostituția politică, așa cum se întâmplă în Alianța de Dreapta astăzi, după cum ați observat, USR Plus și PNL sunt această familie unită pentru a reuși să învingă PSD. Ce treabă au alegătorii cu asta? Ce treabă au oamenii? Ce ați făcut pentru oameni? Oamenii credeți că mănâncă PSD? Că dorm PSD? Că ce PSD? Această campanie cu muie PSD s-a terminat acum un an și, prin votul celor care s-au lăsat manipulați, de cei care s-au lipit cu hashtag de oameni ieșiți în piață, inclusiv figuri marcante ale PNL, care au N fapte de corupție la activ, dar s-au lipit de piață și piața i-a luat. Și a adoptat și pe ei, și presa, i-a lipit acolo frumos de piață cu hashtag. Și oamenii manipulați au mers și au votat la alegerile europarlamentare pe diversi care au ajuns în Parlamentul European și care astăzi, după ce au terminat treaba acolo, nu ați terminat nimic acolo, nu ați făcut absolut nimic, au venit să preia primăriile din România. Au terminat misiunea lor pentru care au primit voturi de la populație și anume să se ducă la uie muie și să aducă, nu știu, lumina și banii, sau nu știu, ce ați înțeles voi că vor face parlamentarii europeni. Nu, iau 15.000 pe lună și nu fac nimic. Sunt foarte puțini care fac într-adevăr ceva și la un moment dat, dacă veți da scroll la ce am scris în trecut, veți găsi probabil două, trei nume care într-adevăr au inițiat acțiuni sau proiecte care la un moment dat au ajuns într-un punct X și să spunem că au contribuit cu ceva infim, pentru că nu se poate mai mult decât infim. Au contribuit la vreo măsură care, să zicem, cum a fost Adina Vălean, și vă rog să dați Google și să căutați ce a făcut femeia pe acolo. În rest, nimeni nu face nimic. Eu 15.000 de euro pe lună și atât. Nu se întâmplă nimic la Parlamentul European. Noi, nu știu dacă știți, suntem un membru al Uniunii Europene care nu existăm în niciun fel de joc, carte, plan. Ați observat asta și vi s-a confirmat și în momentul votului banilor care ar urma să ajungă în România după pandemie, vă rog să fiți atenți când citiți știrile și observ
că sunteți din ce în ce mai mulți foarte atenți și că ați început să gândiți. Vă rog să citiți în momentul în care găsiți un titlu de genul vin 7.000 de miliarde în România. Citiți când? Citiți în ce condiții? Citiți dacă? Integrați ceea ce citiți în realitatea pe care o trăiți și o să vedeți că este o minciună. Și v-am explicat într-un alt verdict cu banii de la Uniunea Europeană, căutați în verdicte, sunt explicațiile despre tot. Dar vom reveni la această campanie în care eu am spus la începutul verdictului că a început să se facă curat. A început să se facă curat târziu, după părerea mea. Eu, de peste 4 ani de zile, scriu despre această mișcare USR Plus, care este o mișcare inițiată de niște băieți, deșteptăței, pentru că au obținut cam 10-15% din ceea ce doreau să obțină cu această mișcare, au reușit să creeze un val mic, care, mă rog, nu s-a concretizat la alegerile reale, la cele în care oamenii au venit și au votat ori președintele, ori acum urmează să voteze la alegerile generale. De ce? Pentru că în momentul în care pornești de la zero și încerc acum să explic de ce eu nu am avut niciodată încredere în această mișcare și am știut întotdeauna ce este și ce înseamnă, plus că am analizat și plus că sunt un om care citește foarte, foarte multă politică externă. Este o lectură pentru mine. Nu sunt un expert, nu sunt un analist politic, dar îmi place să citesc opinii care într-adevăr contează, care într-adevăr ajută, schimbă percepții, îți deschid real orizonturi de gândire către ceea ce se întâmplă de fapt în lume. Nu să citim despre ceea ce s-a mai întâmplat ieri cu nu știu ce cretin din politică, care iarăși și-a dezbrăcat copilul, alaltă rumă a călcat pe nu știu cine, acum 5 zile. Adică lumea nu este asta despre care citiți voi pe 3 site-uri. Nu, astea sunt știrile care vi se dau ca să puteți fi controlați și ținuți cât mai izolați din punct de vedere informațional. Așadar, nu am crezut în viața mea în această mișcare, nu că nu am crezut. N-am dat 2 bani. Pe aceste ONG, Partidul Social Mama Dracului Sunt, aceste adunături, aceste, mă rog, această șleachtă de impostori și de ipocriți, să le spunem, ca să nu ajung eu, să le spun că sunt infractor sau că va demonstra. Cine trebuie să demonstreze asta, nu eu. Eu sunt un simplu cetățean. Însă, în ultimele zile, presa care îmi permit să spun că poate la început a fost păcălită sau poate a crezut, să spunem, că această mișcare hashtag înseamnă ceva, poate chiar a sperat toate aceste, mă rog, păreri pe care acum mi le exprim, nu sunt cele pe care le cred. Doresc să fiu extrem însă de diplomată cu jurnaliștii care ani de zile au încurajat această mișcare, au promovat acești reprezentanți ai valului pur, i-au certificat ca fiind puri și imaculați. Nici nu știu ce întrebări să-mi pun. Ce să mă întreb? Dacă ați făcut-o intenționat? Ați făcut-o știind adevărul? Ați făcut-o din naivitate? Că din prostie? Nu cred. Pentru că sunteți totuși niște oameni cu școli vechi. Nu cred în jurnaliștii care au terminat în ultimii 10 ani, pentru că este o școală nouă de jurnalism, extrem de superficială, în special școala de la, mă rog, facultățile private,
Cred în jurnaliștii vechi, cred în jurnaliștii cu experiență, pentru că au trecut prin politică, prin situații complexe în care politicienii s-au aflat, în justiție, prin multe. Așadar, mă voi limita la a spune că poate au fost naivi în ultimii 5-7 ani în legătură cu acești puri. În ultimele zile, ca să folosesc limbajul, mă rog, de termenul ăsta am aflat de curând, a început să se rostogolească bulgărele de mizerie aflat sub Nicu Șordan. Nu, acesta nu se rostogolește de la dezvăluirile pe care eu le-am făcut luni. Dezvăluirile pe care Dana Budeanu le-a făcut luni, le avea toată presa, au mult mai mult materiale, sunt sigură, decât mine. Oricum, toate pe cele pe care le am eu, le au și ei. Toate. Toate. Nu, bulgărele acesta de mizerie este bulgărele de mizerie pe care real Nicușor Dan și-a construit această imagine imaculată. De ce? Pentru că acest bulgăre a adunat foarte multă informație, foarte multe fapte de-a lungul anilor, unele chiar analizate în trecut de câțiva jurnaliști, analizate, semnalate, dați scroll, dați Google, în timp. Deci au existat jurnaliști care au cercetat sau, mă rog, li s-a semnalat în timp. De la un moment dat, însă, a apărut această omerta despre acest personaj, pentru că probabil caracatița extinsă, care cuprinde, după cum știe, toată presa, foarte mulți dezvoltatori imobiliari, foarte mulți investitori, foarte multe autorități, caracatița aceasta cumva ajunge să controleze o parte a presei. În această campanie nici măcar nu a fost nevoie de această caracatiță, pentru că prin decizia guvernului de a finanța și de a sprijini cu niște sume astronomice presa, nu a mai fost nevoie de caracatița de sub Nicu Șordan. Ea nu a mai avut niciun fel de misiune de a controla, să-i spunem, nu știu, presa principală ca audiență din România, pentru că, mă rog, ea a fost, cum ar veni, cumpărată, nu? De aceste fonduri uriașe care s-au vărsat către toată presa. Culmea, în afară de G4 Media, care înțeleg că nu a semnat acolo alături de toți ceilalți. Which is something. În ultimele zile, atât, cred că astăzi sau ieri, sau, atât doamna Dojoiu, cât și domnul Pantazi, și în general, încet, încet, mulți jurnaliști, Sorin Roșca-Stănescu, domnul Ciutacu, domnul Gâdea, mulți, domnul Cristian Tudor Popescu, ce ironie, nu? Că toate aceste nume, culmea, de aceeași parte, într-un fel, azi. Și eu am să vreau să explic de ce, încet, încet, nu mai există două părți despre Nicu Șordan și nu vor mai exista deloc de săptămâna viitoare. De ce? Pentru că numele pe care eu le-am înșirat
sunt ale unor jurnaliști vechi, care au o experiență foarte lungă, foarte diversă, grea, de presă. Oamenii ăștia, acești jurnaliști, nu contează de ce parte au ales să fie acum un an, acum trei, acum cinci. Nu contează. Oamenii ăștia nu pot călca pentru nicio sumă, pentru niciun aranjament, pentru niciun protocol, nu pot călca pe propriul nume la infinit. Nu pot. Repet, pentru că există o limită în tot. Ei nu pot ieși și nu pot contesta. O situație nu clară. Clară, concretă. Despre Nicușor Dan, pentru că este Nicușor Dan. Pentru că în secunda aceea ei nu mai sunt nimeni. Nimeni nu va alege să-și calce numele în picioare, să-și calce, nu știu, cariera în picioare, să calce totul în picioare pentru Nicușor Dan? Pentru ce? Pentru că muie PSD? Că ce? Lucrul acesta nu se va mai întâmpla. Pentru că în fiecare zi și cu fiecare zi, orice îndoială a mai atârnat de un fir de păr față de acești puri se spulberă. Nu numai despre Nicușor Dan, despre fiecare candidat în parte. Că la 2 a apărut unul care peste noapte s-a îmbogățit. Că la 6 e unul care n-am înțeles cine e Capone. Că de peste tot. Nu este nimic inexplicabil aici. Dragi alegători, acești puri imaculați, puri imaculați, care, după cum observați, începând cu celebrul dosar Rice, nu? Despre Barna, acești puri imaculați au făcut o alianță, acum o lună, cu un partid despre ai căror membri, șefi, etc., toți cei de la USR Plus au urlat ani de zile că sunt corupți, că fac trafic de influență, că sunt niște hoți nenorociți, că etc., niște criminali, niște scursuri. Ei bine, ei, împreună cu aceștia, sunt alianța de dreapta, împreună. Și vă roagă mult de tot să veniți să votați. Pe lângă asta, acești puri imaculați de la USR Plus au acceptat și validat către alianța de dreapta cele 7.000, rețineți, 7.000 de transferuri de la PSD, dintre care peste 200 de primari. Cum? Da, adică USR Plus, care a urlat împotriva corupției, a PSD în special, pentru că ei nu au campanie. Singura lor campanie este muie PSD. În rest, ei nu au absolut nimic. Nici să vă spună, nici să vă arate, nici să vă promit. Nu, promit niște lucruri, dar ca să muie PSD. Ca un PSD muie PSD. Adică nimic. Acești muie PSD au acceptat alături de ei, că sunt alianța aia, nu? Pe transferații de la PSD. Și vă roagă mult de tot să veniți să votați această alianță. Cât să mai scrie articole pro așa ceva. Cât. Vă spun eu. Nu mai poți să scrii.
pentru că niciun ban de pe lumea asta, niciun protocol și niciun aranjament nu pot fi peste cine ești tu cu adevărat. Cum nu pot fi nici peste mine? Și vă recomand să nu fie nici peste voi. Niciodată. Să nu lăsați pe nimeni să vă manipuleze, să vă mintă, să-și bată joc de voi, să vă scoată în stradă, după aia să aveți toți mesaj pe telefon care vă ia nu știu ce donație către mari magicieni în fiecare lună. Vrei, nu vrei, trebuie să dai cașcavalul. Pentru ce dați bani? Pentru cauze nobile, am uitat, scuze-mi, cer scuze. Etc. Nu vă mai lăsați manipulați. În timp ce voi ieșiți în stradă și urlați muie PSD, ei fac trafic de influență.